Reabilitarea podului care asigură legătura municipiului Buzău cu toate comunele din sudul județului se apropie de final. Este vorba despre podul de la Târgul Drăgaica peste calea ferată, obiectiv care a fost modernizat începând din vară printr-o investiție a primăriei Buzău. Practic, în această săptămână se va finaliza reabilitarea acestui pod, atât din punct de vedere al unui nou sistem de iluminat modern, pe bază de LED-uri, cu telegestiune, dar și refacerea trotuarelor acestei mâini curente, aici de fapt nici nu mai exista, se reface inclusiv pe porțiunea asta dinspre oraș tot trotuarul care era pur și simplu tablă ruginită, se reface, se va turna asfalt astfel încât să asigurăm condiții de siguranță și până la urmă și de confort în deplasarea către zona industrială, către spațiul de la Drăgaică, către cartierul Mihai Viteazu. Edilul Constantin Toma spune că noul sistem de iluminat bazat pe tehnologie de ultimă oră va ușura deplasarea șoferilor pe pod pe timpul nopții. Așa cum știți, acel iluminat clasic era la nivelul ochilor șoferului și deranja foarte mult. Acest iluminat clasic a fost înlocuit cu un iluminat modern pe bază de LED-uri, dus la înălțime pe stâlpi, dacă vreți ca pe autostrăzile moderne. Este un iluminat cu telegestiune, cu control pe fiecare bec în parte. Practic, intensitatea luminoasă atunci când nu se circulă pe acest pod în timpul nopții spre dimineață scade la 20% și pe măsură ce o mașină a intrat pe acest pod, se aprinde bec după bec. După finalizarea lucrărilor de asfaltare a trotuarelor podului de la Drăgaică, muncitorii societății Urbiserv vor începe asfaltarea carosabilului și a trotuarelor în jurul blocurilor din zona firmei Integral. În această zonă nu s-au mai făcut asfaltări de mai bine de 30 de ani.